un comediant care când o să moară, nimeni nu o să aibă nicio reacție. Nimeni nu o să observe. O să fie exact ca atunci când s-a apucat de stand-up. Nimic. Aplauze, vă rog, pentru... Și acum, atacul. Bună seara. Eu o să încep în ordine descrescătoare cu Micuțu. Toată lumea se ia de Micuțu că e foarte gras, că mănâncă foarte mult, că mâncarea e viața lui și așa mai departe. Dar înainte de toate, Micuțu e om. Om. Și om e prescurtare de la obez morbid. Pentru următoarea glumă aveam nevoie de un comedian cu pula mare, dar Nathan Ticu nu e aici. De dragul glumei o să mă folosesc de el totuși. Pula lui Nathan Ticu e așa mare că atunci când Micuțu o vede spune: cine e grăsuța mea? Costel e aici. Sau ăla mic creț cu vocea pițigăiată, cum îl identifică fanii săi. Costel mai nou își pune show-urile pe net, pentru că și-a dat seama că în mediul online nu-i aruncă nimeni sticle în cap. Apropiații îi spun: ce prost ești. Și nu mă refer la Vio, mă refer la cei doi copii ai săi. Sorin Pârcălab. Îmi vine greu să spun ceva rău despre Sorin Pârcălab pentru că mi-a zis că mă dă în judecată. Am ajuns să-l cunosc destul de bine pe Sorin Pârcălab și am aflat lucruri despre el. Foarte puțină lume știe despre Sorin Pârcălab. Toma. Toma e așa mică, încă face la uliță. Și apoi se urcă pe un scaun și varsă o liță în veceu. După care se urcă pe o scară și trage apa. Și toate astea spre deliciul celor care așteaptă la coadă la Bain Club. Toma, știu că ești pasionat de tehnologie. Am o sugestie pentru tine. Există acum imprimante 3D cu care ai putea să faci o copie a ta în mărime naturală, pe care să o incluzi în spectacolul tău Obiecte ciudate. Dan Badea? Dan Badea e ca un sens giratoriu, pentru că toți cei care intră în viața lui îl părăsesc. Și el rămâne singur și îngenunchiat. Se zvonește că Dan Badea deja a semnat contractul să apară în următoarele reclame ca Tena. Îl va interpreta pe tatăl lui Alexandru Arșinel. Elena Voineag e aici, lângă restul pizdelor. Elena Voineag s-a adaptat foarte bine de la generația MTV la generația Facebook. Puțini artiști au reușit asta. O demonstrează toate cele 160 de like-uri de pe pagina ei oficială. Pentru comparație, Corina Chiriac are 22.000. Pe www.elenavoineag.com găsiți CV-ul ei. Verificați.
în care spune că seamănă cu Elizabeth Taylor și Marilyn Monroe. Asta chiar ar fi una dintre glume? Când m-am apucat eu de stand-up, am pornit cu stângul pentru că sunt moldovean și sunt și chel. Dar apoi l-am văzut pe Cătălin Bordea și mi-am dat seama că poți reuși chiar și fără talent și fără familie și fără principii. Cătălin Bordea are o poveste uluitoare de viață. Mama sa l-a născut când avea 16 ani, iar tatăl său l-a abandonat într-un autobuz. Într-un autobuz, oameni buni. Pentru că în Botoșan nu sunt ghene de gunoi. Vorbind de gunoi, Adrian Nicolae e aici. Adrian Nicolae e actor. Asta ar fi altă glumă. Și joacă atât de prost că după ce a apărut într-o reclamă la Salam, Salam a decis să plece din țară. Și motivul pentru care suntem aici, Leonardo Roftei. Leonardo, un nume mult prea frumos pentru așa o față. Dacă o să fac un film despre Leonardo Roftei, m-am gândit deja la melodia de generic, chiar există, e o manea. Interpret Florin Minune, piesa Pumnii mei minte nu are. Leonardo Roftei nu poate fi pus la podea pentru că deja e foarte aproape de podea. Și atât de la mine, aplauze pentru... Am că-